Secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, Gheorghe Cârciu, a declarat într-un interviu pentru știri diaspora că peste 8 milioane de români sunt plecați din țară. Conform datelor oficiale, 5,7 milioane de români sunt plecați în străinătate. Cu toate acestea, raportate la cifrele oficiale din decembrie 2020, autoritățile cred că numărul acestora e mult mai mare. Depășim 8 milioane de români în afara granițelor, fără să numărăm comunitățile istorice, a afirmat secretarul de stat. Avem o cifră oficială care ne spune că 5.700.000 de români, ultima cifră oficială în decembrie 2020, se află în afara granițelor. După numărătoarea statelor unde se găsesc români, una neoficială și avem și studii în acest sens, depășim 8 milioane de români în afara granițelor, fără să numărăm comunitățile istorice, a declarat reprezentantul guvernului. Avem 5 țări în care sunt localizați peste un milion de români. Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța. În Franța poate avem 900 de mii și undeva pe acolo. Cu siguranță mai sunt și cel puțin 20% români care nu sunt înregistrați. Sunt sezonierii cei din familii mixte, cei care au obținut cetățenie, copiii celor din familii mixte, cei cu cetățenie care sunt la a doua generație și care cu siguranță nu mai sunt numărați români, ci cu cetățenie pe care o dețin acolo, a mai punctat acesta. Conform datelor oficiale, 7,5 milioane de ucrainieni au fugit din Ucraina din cauza războiului, în timp ce 6,8 milioane de sirieni și-au părăsit țara din același motiv. În aceste condiții, exilul la 8 milioane de români pe vreme de pace este o realitate cruntă cu care se confruntă guvernanții acestei țări, însă în ultima perioadă românii au arătat că nu mai sunt atât de interesați de munca în Spania sau Italia.